Zoli, ceva nu e în regulă. Ceva nervos, supărat, supărat, gânăjit. Da. Care-i treaba? Hoț, ce sunt? Hoț și tâlhari. Lăutare? Iară nu-ți scos ce trebuie. Domnule, omule. Dar ce? Copilul mi-a fost bolnav, unde dintre copii. Treceai mei. Și l-am dus la Regina Maria. Acolo am zis că e privat, ca oamenii să stea copilul cum trebuie. Da, 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 da. Cu doctor privat, cu spital privat. Pentru o zi, că mi l-o ținut de sâmbătă până duminică, o zi, am plătit 3.000 de lei. Și mânușile au trebuit la doctor să le plătesc. 3.000 s-o de da lei. Hârtie pe ce ai plătit? Da, 29.500.000. 3.000 de lei. Pentru o zi, copilă. Pentru o zi. Pentru ăla, pe cuvântul meu. Dar cum n-ai avut? Ai zis să-l duci la privat. La privat, mă, omule, la Regina Maria. Hoț și tâlhari. Și nici nu mi l-a făcut bine pe copil. Mi l-a ținut, i-a dat perfuze, i-a dat ce i-a dat. Am dus acasă, copilul meu era bolnav. Pentru o zi. Nu, acolo, dacă trebuie să stai 5 zile, la Regina Maria, te costă 3.000 de euro pentru 5 zile. Trebuie să-mi vând mașina, să mă. Trebuie să-ți vizi motorul. Ai de capul. Oameni buni, nu vă duceți. Și n-ai făcut scandal, n-ai zis ce nimic? Ce să le zic? O închis-o pe muiere ca să nu poată ieși din cameră, ca la temniță. Du-te-mă! Dar sigur, cu cartelă nu mă puteai, cu cartela lor ca la pușcărie. Aia pușcărie trebuia să stai, nu avem voie pe cuvântul să meu, mă. Trebuia să-mi fac poie. Pe cuvântul meu, dacă te... Cerere! Cerere și să-ți amuri. Ai de lei pe zi? 2800 și ceva, am scăzut tot. Bine, dar la sigurările. Nimic! Dar nu s-a dat decât un dialog, mă, chiar iară. Deci, o și tâlhar, oameni buni, nu mereți la Regina Maria. Nu mereți că japcă pe față facă ea. Pe cuvântul meu. Japcă pe față. Doamne, trebuie să mă îmbolnăvesc. Dacă 5 zile trebuie să ții copilul, dau un exemplu, un pe bune, nu grăjeală, nu glumă. Te nenoroce, adică te nenoroce. 3 euro, 150 milioane, în 5 zile. Bine, da. Bine, bun, dar ți-o zis dinainte. Păi nu așa mi-o zis, o zis că e 9 milioane pe noapte. Plus 500 de lei medic. Plus 500 de lei medic, am zis, mă, 14, hai, 15 cu medicamentația, hai să zic, 17, 18, 20, nu 30. Eu i-am mai băgat, păi am auzit că și mânușii, de ce o băgat? 35 de perechi de mânuși, administrarea... Într-o 35 de perechi? Da, mă! Administrarea, când ți-a adus o siringă să-i dai la copil un sirop pe gură, 7 lei, că mi-a dat siringa în mână, să-i o dau adică, la copil în gură. Adică, că ți-o dai seama. Ai de capul. Într-o zi au zis că a folosit 35 de perechi de mânuși, Regina Maria. N-am în cap. Nu vă bă, duceți fiate. Acolo copii și nu mereți acolo. Tot așa m-am dus și eu la un privat. Mă, deci pe cuvântul meu, asta tot așa m-am dus și eu, nu minte, m-am dus și eu la un privat așa, cu o problemă că am zis că cine știe ce am, și au zis când m-am dus, că i-am zis, doamnă, cât mă costă? Eu am întrebat dinainte. Dar bine mă, tu nu le-ai zis, doamnă, dar cum îmi dat că n-am banii ăștia să-i plătesc? Aia, dar te închide. Pe cuvântul meu să nu mă putuie și din cameră, mă. Până nu dai banii? Nu. Ca la temniță. Ca la temniță. Ia. Cuvântul meu din nou. Ai de capul da, meu. Dacă n-ai bani, ce faci? Bă, că pe mine eu zic tot așa, zic, doamne, zic, cât mă costă ca să știu, mă, mă, să nu ăsta. Am zis că nu, a dus la privată. O zis că 200 și vreo 40 de lei. Și când am ieșit de acolo 6 milioane. Doamne, dar ce ai dar zis? Ce ai făcut? O zis, s-au intervenit alte... O zis că 35 numai de aia... de mânuși au folosit pe copii de sâmbătă până duminică, 35. Numai de aia am plătit că am zis să nu, că o zis la o bucare cunoștință deci, acolo. Deci, pe bune, m-a dus direct, niște... M-a dus direct la cunoștință, Lobo. Deci... Direct m-a executat ăia. Să ferească Dumnezeu... No, eu am zis nu zici nimic? Am zis să-l duc, mă, într-un loc bun, într-un loc... Mă, când trebuie. 9 milioane pe noapte, zice... Ai de capul meu. Și erau oameni acolo în spital, erau. Nime. Nime. Cred că numai noi eram. Ca la păcănele.
Exact. Care pe canale, mă? Cred că numai noi, eram, că n-am văzut pe nimeni, numai știți, asistente. Pe cum, cum să margă oamenii acolo? Cum să margă oamenii la Regina Maria? Cum no, să margă? Mă, îți dai seama, mă, ce hor și criminal. Da. Doamne, e fer să te îmbolnăvezi, Oli. Da, da. Ferească bunul Dumnezeu. Că te rupe ăștia și de n-ai bani, mori cu zâle acolo, mori, în chemiță, în spital. Mori. Îți dai seama. Da. Dar cât s-au fost păcăliți acolo și cât s-au fost alții, mi-a zis o grămadă de oameni. Ce, voi n-aștiu ce acolo? Ai dus la Regina Maria. Și ce ar trebui să mergi? Ai pe acolo ceva ceapă și ardei. Că mâine mă duc și apoi îmi pui niște mâncare de asta pe drum, știi? Da? Să-mi pui niște rădiți, ceapă, ceva într-o pungă. Să nu mă mai opresc mâine pe drum să cumpăr. Nu, no, Liana, Doamne, la tine mere, ele, ce faci, amu? Îți faci singură vizualizări? Îți faci singură vizualizări? Dar nu știu de ce să te pornești în timp ce și când și zice, opri... cred că aici în ea, nu știu, cred că atinge alea. Să atingi tu. Bine, oprește-l. Da, acum mi era pe filmare, pe pauză. Acum dacă oprez, mi se oprește și aia, bine. Na, dă-i, n-are nimic. Dar de ce să te pornești așa? Nu știu. Păi tu umbli acolo. Tu-l pornești acolo așa. Vieți? Salut, pare face poză cu ea dacă e timp. Facem, cum să nu? Facem. La o secundă, e tatanețul mondialul. Gata, mersi mult. Mulțumesc. Plăcere. Mulțumesc, seara faină. Mersi. Da, oamenilor. Ce n-ai dus mai repede până ce n-am închis? Nu. No. Nu. Da. Bine, Zoli. Deci așa. Da. Merem în Ungaria. Cât stai? Mâine e cât? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce de pași, nu știu? Nici de pași nu vin. Ce să fac de pași? Ce să fac? Să pui să fac o cozonaci și să stau în casă? 7 zile stai în Ungaria. 7 zile, dar nu numai în Ungaria, mă, nu e așa în ea. Nu, nu vă la căpie, tata. Te-am lăsat, ceau. Ceau. Serus. 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 Hai. Tărălătă, 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 tata, tata. Urnizăm energie. Și aici ne dă amanetul cu bani. Tu știi ce trebuia să intru până la amanet? Să văd dacă îmi schimbă de alea de 100.